Salut și bine ați venit, director, astăzi vom face turul bibliotecii. Mi s-a cerut de nenumărate ori și când spun nenumărate, asta nu înseamnă că au fost foarte multe, ci pentru că nu le-am numărat eu. Să fac acest tur, l-am tot amânat, deoarece nu găsisem o modalitate să-l prezint, nu vreau să vă plimb cu camera pe lângă rafturi și să vă zic, citesc eu niște titluri, mă rog. Așa că m-am hotărât să le scot din bibliotecă, le am aici lângă mine, o parte din ele, pentru că vom face pe edituri și pentru că nu vreau să fie un clip extraordinar de lung, o să trecem direct în treabă și o să vă le arăt, vă zic două cuvinte despre cele care vi le arăt și ce știu despre ele, bineînțeles, pentru că nu pe toate le-am citit. Bun, hai să începem. Deci vom începe cu cele din colecția 100 de opere esențiale, sunt cele coperțile verzi și începem cu Victor Hugo, Notre Dame de Paris. Foarte, sau mă rog, Notre Dame de Paris, dacă doriți. Foarte bună carte, extraordinar de bine scrisă. În afară de câteva mici pasaje, sunt, nu știu, vreo 10 pagini cu descrierea catedralei. Sincer să fiu, mie mi s-a părut cam plictisitoare. În rest, cartea este extraordinară, bine scrisă, te prinde, mă citești foarte ușor. Una din cele mai bune cărți istorice care le-am citit vreodată și o recomand neapărat. Vedeți că este și un desen animat, sunt și filme, unul dintre ele cu Anthony Quinn, și opere rock și, mă rog, aveți de unde alege dacă nu doriți să citiți cartea. Următoarea carte e James Fenimore Cooper, Ultimul Mohican. Foarte bună cartea. Începutul e un pic mai lent, dar în momentul în care apare acțiunea este extraordinară, pe mine m-a prins. Recomand de asemenea filmul cu Daniel Day-Lewis, un film extraordinar cu o culoană sonoră incredibilă. Dacă doriți să vedeți filmul după 92, vi recomand, dacă nu măcar ascultați tema, Promotoriu se numește, este incredibil. Dacă nu cea mai bună melodie de host sau culoană sonoră a unui film, cel puțin în primele 5 sigur este. Deci extraordinară melodia, extraordinar filmul, extraordinară cartea. Combinație perfectă, ce să mai... Vintilă Corbu, Eugen Barbu, Uragan deasupra Europei, volumul 1, volumul 2. Din păcate, astea încă nu le-am citit, sunt și ele pe listă, vor fi și ele la un moment dat citite. Jane Austen, Mândrie și Prejudecat, un clasic al genului, din păcate nu e neapărat pe gustul meu, e mai mult, cum zic eu, romantic, eu nu, așa, dar mă rog, probabil că într-o zi o să mă apuc și de ea să văd cât de bună este. Am văzut filme, sunt... filme, nu știu, cel puțin 3 cred că am văzut eu, sunt și mai multe. Sir Arthur Conan Doyle, Aventurile lui Sherlock Holmes și Memoriile lui Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a fost preferatul meu din tinerețe, din copilărie, personajul meu preferat. Citeam cu sufletul la gură toate aventurile, toate romanele, tot ce prindeam. Din păcate am recitit cartea la maturitate, nu mi s-a mai părut atât de extraordinar, dar totuși o lectură plăcută. Jonathan Swift, Călătoriile lui Gulliver. Foarte bună carte și cumva e considerat o carte de copii, ca să zic așa. Din păcate, cred că marketingul este corect. E o carte foarte complexă. Când spui Călătoriile lui Gulliver, toată lumea se gândește la Liliputan și mă rog. E mult mai mult de atât. Gulliver trece prin mult mai multe tărâmuri, mult mai fantastice, extraordinare, ajunge în foarte multe locuri. E recomandabilă datorită complexității care depășește mult ceea ce știți despre Gulliver. Recomand. Jerome K. Jerome, 3 într-o barcă, 3 pe două biciclete. Am citit-o, este și o recenzie pe internet, nici nu mai știu pe ce site am pus-o, mi se pare că nu pe canalul meu. Trei într-o barcă mult mai bună decât trei pe două biciclete, inițial scrisă ca un ghid de călătorie, s-a avut un ghid de călătorie amuzant, este extraordinar de bună, amuzant, am râs foarte mult, mi-aduc aminte că citeam aceeași scenă din nou, pentru că îmi plăcea asta, dar am citit-o de cel puțin trei ori, cel puțin asta, trei într-o barcă. E un umor englezesc, teoretic un pic cam sec, dar dacă stai bine și gândești, e foarte amuzant. Mi-a plăcut la nebunie asta. Altă carte, la fel de amuzantă, Vlad Mușatescu, Extravagantul Conan II de Baba Oarbă. De fapt, asta e o carte dintr-o trilogie, a doua parte din trilogie, nu mă întreba de ce adevărat am publicat a doua, de-a Puiagaia, de-a Baba Oarbă și de-a Bâza.
tot ciclu, extravagantul Conan Doyle este extraordinar, am râs cu lacrimi la această carte, m-am identificat cu personajul principal care era un timp muncăcios ca mine și cu valențe de detectiv, bineînțeles. Lucrurile sunt extraordinar de amuzante și mi-a plăcut la nebunie. Recomand întreg ciclu și cam tot ce găsiți de Dormoșoare, tot ce am citit de la, am râs extraordinar de bun. Death du Maurier, golful francezul. Nu știu, n-am citit cartea, știu doar că e o carte cu corsari, cu, mă rog, aventuri. Herman Melville, Moby Dick. Bineînțeles, volumul 1, volumul 2, că sunt două volume. Foarte bun romanul, extraordinar de bine, introspecția asupra personajelor, te prinde. Într-adevăr, și aici o parte, ca și la Notre Dame de Paris, o parte un pic plictisitoare, în care ne se descriu obiceiurile balenierilor și a vânătorilor de balene și etc. Și orașul natuce, dar după aia intrăm în acțiune și vreau să zic că e extraordinar. Mi-a plăcut la nebunie și recomand. Cred că din ecranizări, cred că cel mai mult mi-a plăcut ecranizarea cu Patrick Stewart, Jean-Luc Picard, dacă doar să-i spunem așa. Frank Herbert, Dune 1, Dune 2, bineînțeles, se află și pe canal, recenzie la întreaga serie Dune, bineînțeles, dacă doriți să vedeți, o carte foarte bună, foarte complexă și ce mi s-a părut foarte interesant, eu am citit-o de, nu știu, 3-4 ori, din habana. Am citit-o la mai mult, pe mai multe perioade de vârstă, în tinerețe, în adolescență, la maturitate și de fiecare dată am înțeles alt nivel de complexitate. Asta m-a făcut să cred că cartea poate fi abordată de mai multe persoane înțelegând în funcție de vârsta care o are altceva. Foarte bună cartea și clar, un clasic al genului. O carte care mi-a plăcut la nebunie urmează, Franz Kafka, Procesul. N-am citit varianta, după cum vedeți, în țip, am citit alta. O carte incredibil, un real fantastic, ceva de speriat, dacă îi se duc așa că o paralelă, dar oricum pierde, ar duce către Mircea Eliade, dar un real al absurdului. Nu știu, vreau să spun că m-a mișcat tare cartea asta, am citit oricum, de la Kafka am mai citit Metamorfoză, Castelul, Colonia Penitenciară, toate sunt extraordinare, dar de departe Procesul e mult peste tot. Dacă vă interesează, o recomand neapărat, ea și micuță, veți avea parte de o bizarerie, o grângătură așa de lucruri bizare și fantastice, ceva de speriat. Dacă nu vreți să citiți cartea, recomand, există o ecranizare cu Kyle MacLachlan în rolul principal pe 96-98, ceva în genul ăsta, și Anthony Hopkins. Și mai recomand, există și un film Kafka cu Jeremy Irons, la fel, foarte bun, acolo se referă la cam toate operele sale și el ca personaj, cum fiecare lucru pe care îl întâlnește se referă în operele sale. Extraordinar și filmul ăla, recomand ambele filme și cartea. Și cam tot ce a scris Kafka. Cumva cred că Philip K. Dick mai are influențe din Kafka. Alexandre Dumas, Cei trei mușchetari. Primul volum și al doilea volum. Probabil cea mai citită carte din viața mea. Și acum păstrez în bibliotecă ca amintire. Prima ediție pe care am făcut rost, care e ruptă de cât de mult am citit-o. Citeam cel puțin o dată pe an în copilărie și în adolescență, extraordinară carte, m-a prins niște aventuri la vremea respectivă, ulterior când am citit acum în adolescență, apropo vedeți că tot ciclul mușchetarilor pe canal, n-am mai prins atât de bine, normal, bănuiesc că trebuie să fii și un pic mai tânăr, dar mi-e o carte proastă, o carte de aventură, o carte bună, iarăși recomand mai departe. Agatha Christie, 10 negri mititei și Crima din Orient Express. Recunosc că Crima din Orient Express văzuse în filmul înainte să citesc cartea, știam despre ce e vorba, n-am fost atât de impresionat. Dar 10 negri mititei e de departe cea mai bună carte polițistă citită de mine vreodată și am citit o grămadă de cărți polițiste. Nu se compară cu absolut nimic. A putut să mă prindă atât de bine și partea extraordinară, n-am reușit să ghicesc cine este criminalul. Și credeți-mă că am experiență în chestia asta. Prevăd. Am făcut tot felul de previziuni, toate au dat în bară, n-a fost criminalul absolut nimeni din cei care m-am gândit eu și
sunt doar 10 personaje. Cât de multe ori pot să dai în bară. Am dat-o în bară de absolut fiecare dată extraordinar. M-a luat complet prin surprindere. Vezi, o carte polițistă bună și bine scrisă și cu un final complet surprinzător, recomand asta. Sunt curios dacă cineva ghici vreodată cine e criminalul din 10 negri mititei. Eu nu. Următoarea carte, Lew Wallace, Ben-Hur. Un clasic al genului. Din păcate, n-a fost chiar foarte pe gustul meu, cu toate că un roman istoric și teoretic ar trebui să fie un roman istoric foarte, foarte bun. I-am găsit câteva hibe, găsiți pe canal dacă căutați. Veți vedea acolo ce m-a deranjat pe mine. Există cel puțin 3 ecranizări, cea mai bună e cea din 56, cea care a luat 11 Oscar. Sunt 3 filme în istorie care au luat 11 Oscar, lui Ben-Hur, Titanic și cu Lordinilor Întoarcerea Regelui. Cele mai bune filme din istorie, nu? Având cele mai multe Oscar-uri câștigate. Recomand celor din 56, foarte bine făcut, cu toate că e un film vechi, rezistă extraordinar de bine și în zilele noastre. Cartea, dacă e de ales, probabil că e una din rarele cazuri în care filmul depășește cartea. Ecranizările mai noi. William Marketplace Stitchery. Bâlciul deșertăciunilor, 2 volume, n-am citit. E și el, bă, știu că e un clasic, da, știu, am auzit, o să ajung și la. Robert Louis Stevenson, Insula Comorii, carte care am citit-o din tinerețe, am citit-o de vreo 2 ori, foarte compactă, foarte bună, prezintă o poveste cu pirați, cu comori, ce vreți mai mult pentru un adolescent și un tânăr, e nemaipomenită. O grămadă de acțiune, o grămadă de aventuri, m-a prins, am citit-o foarte repede, mi-aduc aminte și acum. Este și un desen animat inspirat din această carte, acela are câteva tente science fiction, da, e ok și ăla. Cartea oricum e mult mai bună, depășește tot ce s-a scris cu pirați, din ce am citit eu. Herbert George Wells, sau H.G. Wells mai pe scurt, Omul Invizibil și Războiul Lumilor. Omul Invizibil destul de bunicel, Războiul Lumilor... aproape, există pe canal într-un bucurs cu Alina, acolo am evidențiat eu lucrurile mai puțin fericite ale autorului, pe care el le-a ales să le pună în carte. E un clasic, trebuie și ăsta citit, na, nu e cea mai bună carte science fiction scrisă vreodată, dar e o carte de căpătâi, o carte de bază, care trebuie cumva citită și ea. Eric Maria Remarque, Nimic nou pe frontul de vest și Cuibul de visurilor. N-am citit cartea, am auzit de ea, am auzit normal de autorul. Da. A.J. Cronin, Castelul Pălărierului. La fel, n-am citit-o încă, e pe listă, voi ajunge cândva și la ea. Jaroslav Hasenek, Peripețiile bravului soldaș vechi în Războiul Mondial. Am în două volume, am auzit o grămadă de chestii, nu am citit, știu că e foarte amuzant, toată lumea recomandă, din păcate știu și că ne mirau treaga serie, că serie mai mare decât astea două volume, o să ajung cândva și la el. Vedem când. Isaac Asimov, Fundația, Fundația și Imperiul și a doua fundație. Le-am citit, sunt prezente și pe canal într-un book course cu Oxy. Acolo am lăudat pentru cartea, mi se pare extraordinar. Unul din lucrurile cele mai bune e că acțiunea se petrece pe foarte mult timp. Nu există neapărat un erou principal pozitiv, negativ. Cumva întreaga idee este eroul principal, întreaga idee de fundație foarte bine gândită și cumva chestia că nu se concentrează asupra unui personaj, iarăși e bine gândit. Mi-a plăcut oricum un clasic al science fiction-ului. Întrebați orice iubitor de science fiction și nu poate să vă zică prea multe lucrurile despre fundația. Sir John Barrow, Revolta de pe Bounty. O carte inspirată din lucruri reale, din câte am înțeles, romanul se bazează pe jurnalul respectivului capitan. Lucruri destul de interesante, e mai mult ca o privire istorică asupra respectivei revolte. Nu m-a prins atât de mult datorită stilului, care nu e atât de literar. E ok din punct de vedere al privirii asupra acelui incident. Apropo, există și un film cu Mel Gibson și Anthony Hopkins în rolul principal. Destul de bun și filmul, poate un pic mai bun decât cartea, și Liam Neeson, apropo. Umberto Eco, Numele Trandafirului. Extraordinar de carte, o carte hai polițistă cu un thriller, cred că mai bine și încadra, un thriller foarte bun, foarte bine scris, m-a prins
Iar de asemenea recomand filmul cu Sean Connery și Christian Slater. Foarte bun și filmul, da, cartea mult mai bună. Oricum, dacă nu aveți timp să nu aveți chef să citiți cartea, măcar vedeți filmul. Recomand. Trecem la 101 cărți de citit într-o viață. Și începem cu Liviu Rebrean, Răscoala. Am fost uimit cât de bună e cartea asta, nu prea mă așteptam să fie cine știe ce. Mi-a plăcut foarte mult și o recomand. Bine scrisă, cu acțiune și foarte bine surprinde țăranul. G.R.R. Tolkien, Stăpânurile frăției Inelului, cele două turnuri, Întoarcerea regelui. Toate trei extraordinar de bune, nu vă mai spun cât de bune sunt. Tolkien e de neegalat, nimeni nu o să reușească asta. Apropo, mie mi-a plăcut și filmele, ecranizele, foarte bune. Nu sunt la nivelul cărților, dar sunt foarte aproape, sunt foarte aproape. Mihail Bulgakov, Maestru și Margareta. Cartea asta tot spun să o citesc, din păcate o citit-o tot BookTube, toată lumea a vorbit despre, așa că n-aș mai vrea să fiu și eu ăla care mai face un clip să o citesc, așa că totul amând să mai uit ce s-a întâmplat, toată lumea a vorbit foarte mult despre ea. Am înțeles că e foarte bună, foarte complexă, da, o voi citi și eu la o mână. Anne Rice, Interviu cu un vampir. Cu vampir, logic, din păcate pe mine nu prea m-a prins cartea, știu că Alina a tot lăudat-o, adică laudă, ea laudă foarte mult autoarea, probabil că îi place foarte mult cum scrie. Din păcate, eu am văzut mai întâi filmul și l-am văzut de câteva ori. Cartea, de fapt filmul, urmează litera cărții foarte bine și cumva aveam spoiler la orice urma să întâmple în carte. Așa că nu am mai prins-o atât de bine, mi s-a părut un pic fadă. Probabil dacă citeam mai întâi cartea și după aia vedeam filmul, era ok. Din păcate, pentru mine, oricum, filmul e foarte bun, de asemenea, nu-l consider cel puțin la fel de bun ca și cartea. Tom Cruise și Brad Pitt joacă extraordinar. Mai și Banderas pe acolo și Kristen Dunst și veți vedea un regal actoricesc asta, ca să fiu mai pretențios așa. George Simon, Prima anchetă a lui Maigret, Maigret și Bătrâna Doamnă. Maigret e unul din cei mai cunoscuți detectivi alături de Hercule Poirot, destul de bunicică, cumva Agatha Christie peste, dar merge și ăsta, e mai mult un noir așa. Mai puțin pe accentele deductibile ale detectivilor, dar oricum destul de bun. Gaston Leroux, Fantoma de la Opera. N-am citit-o, e un clasic, o să ajung la ea la un moment dat, vedem când. Pierre Boulez, Planeta Maimuțelor. N-am citit-o, am văzut filmul, vedeți că sunt filme după în anii 50, serie, după care mai e un film după în 2001 și mai sunt cele noi, cele trei, care sunt cele mai bune, după părerea mea. Filmul original e cu actorul care îmi scapă numele, ăla care a jucat și în Ben-Hur. Agatha Christie, Moarte pe Nil. Una din cărțile bune și care chiar mi-au plăcut, a luat Agatha Christie cu respectivul detectiv, Hercule Poirot. Bineînțeles, nu se ridică la 10 negri mititei, dar foarte bună și asta. Cervantes, Don Quixote de la Mancha, 1, 2 și 3, sunt 3 volume. Mi-aduc aminte când l-am citit în tinerețe, mi-a plăcut extraordinar de mult. Vreau să recitesc la un moment dat, trebuie și, dacă nu mă înșel, printre cele mai vânte cărți din toate timpurile. În orice caz, din primii 5, asta e clar. Foarte bun și cu idei destul de interesante. Sunt și niște ecranizări, una destul de curând, care nu am văzut, dar am auzit că e destul de bun și ăla. Mary Shelley, Frankenstein. O carte extraordinară, foarte subțire. De altfel, a fost scris în urma unui pariu, unui concurs între Mary Shelley, Byron și nu mai știu cine era pe acolo. Au zis, hai să scriem o carte de groază, să fiecare scrie o roman de groază, vadă care e cel mai înfricoșător. Ceilalți nici măcar n-au scris, Mary Shelley a scris cartea asta care e extraordinar de bună. O recomand, pe mine m-a prins foarte mult și foarte bună, ce să mai un clasic. Apropo, dacă vezi, sunt o grămadă de ecranizări, de recomandat o recomand pe cea din 95, 96, 96, oricum anii 90, cu Robert De Niro în rolul Frankenstein, da, Kenneth Branagh, nu, Robert De Niro în rolul monstrului de Frankenstein, Kenneth Branagh în rolul Frankenstein și mai sunt și pe acolo alții actori foarte buni. Foarte bine surprinde acțiunea respectivul film.
Comoara din lacul de argint, Carl May. Carl May e cel care a scris cărțile cu Vinetu. Nu am citit asta, am citit Vinetu, mă rog. Oscar Wilde, portretul lui Dorian Gray, una din primele cărți recenzate de mine pe canal, o găsiți foarte bună, e extraordinar, cu toate că e foarte subțire, îți lasă impresia că citești un roman fluviu, foarte mare, extraordinar de bine scris și se prinde o grămadă de substraturi, plus că e și substratul fantastic. E extraordinar, sunt atât de multe niveluri în cartea asta. Wilkie Collins, Femeia în alb. De asemenea, prezentă pe canal o poveste polițistă cu accente de thriller și, nu știu, e foarte bună, mi-a plăcut. Recomand și aceasta, o găsiți pe canal, v-am zis. Dashiell Hammett, Șomul Maltez, o carticică ușoară, subțire, de citit la plajă, eu chiar la plajă am și citit-o, două zile am terminat-o, ceva ușurel, noir, există și o ecranizare după anii 30-40, bunicică și aia. Ion Creangă, povești, povestiri, amintiri. Trebuie să vă mai zic prea multe de Ion Creangă și povești? Nu cred. Toată lumea știe cine e Ion Creangă. Walter Scott, Rob Roy. O carte interesantă. Din păcate, eu am luat-o cu gândul că este filmul Rob Roy, ecranizarea acestei cărți. Cumva m-am rămas cu impresia că nu e ecranizare. Cumva acțiunile diferă destul de mult ce se întâmplă în Rob Roy filmul și ce se întâmplă în care. S-ar putea nici să nu fie ecranizat. Oricum, dacă e să fac o comparație între filmul Rob Roy cu Liam Neeson și Tim Roth, care își face un rol extraordinar, ambii, dar mie mi-a plăcut mai mult Tim Roth, cu toate că e rolul negativ, aia filmul e mult peste carte. Îmi recomand și cartea mai mult din prismă istorică. Dar filmul recomand neapărat. Victor Hugo, Mizerabil. 1, 2, 3. Recomand Mizerabili, foarte bună. Foarte bună, bună. Sunt și filme, bineînțeles, și un musical mai slăbuț, dar mă rog. Gaston Leroux, Misterul Camerei Galbene. Chiar nu știu să vă zic nimic despre cartea asta, n-am citit-o. James Fenimore Cooper, Prăieria. Am citit-o în tinerețe, ok, cu cowboy, indien. Teodor Constantin, La miezul nopții va cădea osta. Un carte de spionaj, un roman de spionaj din război mondial, dar nu mai aduc aminte care. Destul de interesant și care m-a prins. Există și o ecranizare, dar cartea e bună. E mai bună decât filmul. Thomas de Quincey, Confesiunile unui oponman englez. N-am citit, nu știu să vă zic nimic despre cartea asta. Ajunge la colecția Alexandre Dumas. Și avem Contele de Monte Cristo cu volumul 1, 2, 3, 4. Foarte bun, carte, destul de interesant, sunt și niște ecranizări bunicele, pe comand, parcă în 2001 una cu Guy Pearce destul de interesantă. Regina Margot, 1, 2, n-am citit cartea, am văzut filmul, foarte bun filmul, nu știu cartea dacă se ridică la nivelul filmului sau invers, oricum, filmul e bun. Doamna de Montserrat, volumul 1, volumul 2, volumul 3. N-am citit, nu știu să vă zic prea multe detalii. Cei 45, volumul 1, volumul 2. Iarăși nu am citit-o, nu pot să vă zic prea multe detalii nici despre asta. După 20 de ani, 1 și 2, în ciclul mușchetarul, găsiți pe canal. Ați frați mai multe acolo. O continuare al celor 3 mușchetari e interesantă, nu la nivelul celor 3 mușchetari, da, e acolo. Vicontele de Bragelon, 1, 2, 3, 4, ok, volumul 1 și 4, foarte, adică bunicele, 2 și 3, plictisitoare la maxim, cel puțin părerea mea proprie și personală. Urmează Viața și Opera din colecția Pictori de Geniu. Nu le avem în ordine, dar vi le arăt pe toate, foarte interesante cărțile, cu niște imagini extraordinare înăuntru. Și avem așa. Rembrandt, Tiziano, Ruben, ăsta e ăla cu femeile mai plinuțe, ca să vedem dacă găsim o fotografie să vă arăt. Oricum, imagine din cărțile astea sunt extraordinare, le recomand numai pentru așa ceva. Tonița, Rafael, extraordinar, Rafael. Niște
în detalii incredibile face omul ăsta. Dali. Ia uitați aici. Pictura la Dali. Incredibil. Grigorescu. Goya. Botticelli, foarte interesant și Botticelli. Monet, interesant la Monet cu lumina, cum reușește el să surprindă lumina. Foarte interesant. Van Gogh, ăsta cu urechea, știți foarte bine. Viața interesantă a avut Van Gogh, vedeți că și vreo două filme. Picasso, Leonardo da Vinci și Michelangelo. Recomand toate cărțile astea, sunt extraordinare. Ne apropiem de final. Mai avem așa. Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni. 1, volumul 2 și volumul 3. Există și o ecranizare. Recomand și ecranizarea, foarte bună. Parentistoate, Chira Chiralina, Codin Ciulinii Bărăgalului. Foarte bune, toate trei le-am citit, există și recenzii la toate trei. Extraordinar ce am citit. Foarte, ce să mai, am rămas fără cuvinte. Nu mă așteptam să fie așa de bun. Radu Tudoran, Toate pânzele sus 2 și 1. Le-am citit în copilărie. O carte extraordinară. Mi-a înveselit copilăria. Este și un serial mai mult pentru fani. Vor trezi amintiri plăcute. O carte pe care cineva m-a întrebat, un amic, ai citit Șans că nu? Și mi-a cumpărat-o și trebuie să o citesc, bineînțeles, încă n-am apucat. Mintile Corbu, Căderea Constantinopolului 1 și 2. Cică e o carte extraordinară. N-am citit-o, trebuie să ajung și la asta. Bun, astea sunt cărțile de la Adevăr. O să mai revenim cu restul cărților pe editori. Până atunci vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți dornici de lectură.